Înregistrarea. Povestește ce s-a întâmplat. Și mă dați acum pe YouTube, nu? Da. Domnul Brega, a venit astăzi un băiat, Silviu, să mă ia de la mecanici. Când am ajuns la acel ogrâla unde au deschis ei halaia de piese, a venit și Cristi. Și mi-a zis Cristi, Gheorghe, care tot din mașină. Și apoi că Cristi a plecat și a venit seara și a zis, Cristi, am cărat tot. Și dacă ai cărat tot, ai fost fraier. Nu vezi că niciun ban nu-ți dau, că ești fraier. Mi-ai pus piesele unde ai vrut tu. Nu, Cristi, nu ți-am pus piesele unde am vrut eu. N-am știut unde să le pun. Și chiar de la magazie unde e. Păi nu știu unde e cheia, Cristi. Păi tu dai vina pe mine cu cheia. Și apoi mi-a dat 6 lei. Păi tu vrei bani dinainte? Păi vreau dinainte 6 lei, că eu mă țin de cuvânt. Ia ci 6 lei. Și apoi seara când i-am zis nu-ți dau, și apoi la seara la plecare mi-a zis nu-ți dau niciun ban. Și în mașină scoate bani și îmi dă 6 lei, tot 6 lei. Și am zis ia-ți bani înapoi, că nu mai am nevoie de bani. Și mi-a zis, păi dacă ești fraier, nu-ți dau niciun milion, la tot tirul care mi l-ai descărcat, niciun milion nu-ți dau. Dacă ești proști și fraier, ai ia sucul Dacia. Păi nu-mi zice de suc, că n-am uitat, că le iau din vagon, n-am uitat. Și când am ajuns aici... Ți-a dat 6 lei și un suc. Da. Și când am ajuns la el, înapoi la mine, la mecanici, mi-a zis, Cristi, hai, dă-te jos din mașină, dispari. Că chem protecția muncii peste voi, dar nu mai stați niciunul acolo, nici tu, Marian, nici tu, Gheorghe, nici tu, Marian. Nici Marian nu mai ieșea de. Dar stai și tot acum. Tot acolo, da, militar, stai, la început autostrăzii 1, da? Da, da. Uite, m-a crezut de prost Cristi cum a vrut el. M-a înjurat, m-a crezut de fraier. Am văzut de la el puțin bani la un tir, că s-a descărcat tot tirul, m-a muncit azi. Și m-a văzut fraier. Și noaptea, când vine noaptea, dorm într-o baracă, dorm în baraca asta la mecanici supărat. Dorm îmbrăcat. În ce cal trăiesc pe pătrurile astea murdare, mă mănâncă pielea. Ziua nu pot, noaptea nu pot să dorm din cauza supărărilor. E multe și multe care dumneavoastră m-ați ghicit din prima că am fost om serios. Dar nu mi-a plăcut la mine că v-am supărat atunci ca fraierul v-am supărat. Și nu trebuia să vă supăr. Că lasă cineva... că mie îmi trece supărarea, dar mă gândesc cum naiba să facem să rezolvăm situația ta. Că stai tot în condițiile cele mizerabile, nu ai acces nici la un duș. Păi asta e, vă trece supărarea fiindcă sunteți bun la suflet, că dacă era altul mă cu dumneavoastră nu ierta. Nu mai asta? Și cu Cristi ce ai de gând? Ai descărcat tot tirul și nu te-a plătit deloc, ce ai de gând? Îl dai la poliție sau doar vorbești pe YouTube nu și nu mai dau la poliție nicăieri. De-aia am zis, Cristi, nu mai, gata, e pentru ultima zi când m-ai luat să te ajut la mecanici, dar să nu mai mă iei, gata, e pentru ultima zi. Adică Marian ăla mi-a dat un milion, că a fost băiat corect, Marian ăla, și tu îmi dai 6 lei? Nu mai, Cristi, nu mai mă lua. Și nu te mai iau, băi, fraiere, așa mi-a zis, că ești prost ca noaptea, așa mi-a zis. Îmi pare rău, dar ziceai că mai cauți altceva de lucru civilizat, așa, și n-ai găsit. Nu mai am încredere. Nu mai am încredere în patronii. Nu mai am încredere. Ce mi-a făcut mie Filip în 92 cu băutura, îl aranjez eu la judecătorie. Îl fac eu pe Filip. De unde a avut el bani să-și facă casă? Că prima, că ăla de la noi din sat ne-a ajutat cu bani să îngroape pe maică mea. Păi amărât cu adevărat cine e domnul Brega, eu sunt amărât cu adevărat. Câte nu mi-a făcut mie Filip, le arăt și la judecător pe unde dormeam, prin toate părțile, le arăt. Ăsta ce e? Era un patron? Poftim? Filip ăsta era un patron sau de ce îl pomenești? Filip e frate meu, dar vreau, dar îl aranjez la judecătorie, că ăsta mi-a distrus mie viața, că nu ajungeam între străinii. Păi ce ți-a făcut, Filip, fratele, ce ți-a făcut? Ți-a luat casa părintească din sat? Multe, multe mi-a făcut. A dat vina și pe mine lumea din sat, că am furat eu numărul de la arul de la poliție, când dormeam pe unde apucam. A dat vina lumea de la mine, de la cupe, că spărgeam magazine. Și nu spărgeam, și spărgeau ea de la cupe magazine. A furat porcul de la o femeie din curte. Mai de mult a fost asta, câțiva ani de zile, mult, de mult asta. Iani. Mi-a zis mie să nu spui nimica. Taci, n-ai văzut nimic. Și acum... a trecut și era unul Adică o dace neagră, Adrian.
Ieri a contat cine greșea, a băgat pe porcul în bagaj și femeia dimineața s-a lipsit. N-am, când s-a trezit dimineața, femeia n-a mai găsit porcul la ea. În garaj. În garaj. Și acum trăiești doar din pensia de la stat și din ce reușești să mai câștigi, că nu te păcălesc unii ca Cristi, da? Da. Mm-hmm. Și pensia e mică, așa probabil. Așa de rău a fost Cristi cum a fost Bogdan ăla de la Năvodari. În halul a fost de rău Cristi cum a fost Bogdan. Și nu mai am încredere. Cum i-a distrus mie Filip viața din 92 cu băutura lui, îl fac și eu la judecătorie. Și judecătorul depistează tot. De unde ai avut să-ți faci casă? Că tu ești zidar, dar ești bețib. N-ai loc de muncă, de unde? Când dă omul ăla ne-a ajutat pe noi să o îngroape pe maică mea, să pună banii. Și nici primăria nu-și dă interesul, dar ajung direct la curtea de apel, ajung, la Valentin, să treacă frigul ăsta. Și atunci mă depistează ea de la judecătorie, depistează tot mă depistează. Cum a făcut cu Gheorghe Dincă de la Caracal. Depistează ea tot. E procuror, judecători, avocați. Cu toate că n-am eu bani să-i plătesc la mărăciunea mea. Dar măcar să facă pomană asta cu mine. Care primăria putea să-mi dea și mie o curticică mică acolo. Când făceam eu căsuță din placaje, din scânduri, din lemn. Păi sunt la țară, în sate, sunt o grămadă de case abandonate. Dar tu doar ai casa părintească, ce nu poți o împarți cu fratele în jumătate cumva? Nu! Nu mai am terminat cu el, vreau să stau separat. Am înțeles. Cum i-a distrus el viața, dar am ajuns printre străini, numai. Separat, că ăsta n-a fost frate. Ăsta și-a bătut joc de mine. Și sora mea tot la fel. Dacă părinții tăi e răi cu tine la suflet, da, păi un străin. A, deci sunteți mai mulți. Câți frați, surori sunteți? Suntem 5, nici nepoții mei nu mă bagă în seamă. A închinuit-o Filip pe maică mea, i-a dat cu turciu în cap, știți că v-am povestit. A, și deci în casa părintească stă unul dintre frați sau o soră, da? Nu mai mult. În casa unde m-am născut eu stă Filip singur. Am înțeles. Fratele cel mai mic, probabil. Nu, e cel mai mijlociu. Și de la vă spuneam eu cu tuciu în cap când i-a dat numai că mea, dar a murit. Din cauza lui a murit maică mea. Continuia mereu. Că a văzut că eu nu mai stau cu el acasă și stau prin București. Hai vă să o închinui pe maică mea că sunt mor de beat și o închinui până moare. Și știi, poliția știe că ea a murit de la asta? Nu știe deloc. Păi... Și nici poliția din Vânătorii Mari nu mă cunoaște. Că e atâția ani de zile de când am încălcat prin cupe. Păi nici poliția de la... A trecut mult de atunci, nu? Păi nu mă cunoaște nici poliția. Că cineva a vrut să mă ajute la poliția de la Vânătorii Mari. Și ce a cunoașteți pe cineva, domn Gheorghe Vișan? Nu cunosc domnule Gheorghe Vișan. Și poliția de la Vânătorii Mari nu mă cunoaște. Că e ani de zile, e ani de zile. Din 92 până în 2020 e ani de zile. Și nici cumnații mei nu mă bagă în seamă. Nici nepoții mei, nimeni. La mine e situație cam gravă. Putea Gigi Becali să mă ajute și pe mine măcar cu o căsuță. Că dumneavoastră ați făcut... Dumneavoastră m-ați luat și la Gigi Becali ca să mă ajutați. Și n-a răspuns Gigi Becali. Nici n-a răspuns cu porțile de închise, tot... Da, nici aia de la acces direct și TVR 2 m-a resprins. Da, numai ghinioane. N-are noroc oamenii ăștia serioși care nu beau, ca mine. Uite, ăștia n-au noroc. Să ajungă la acces direct. N-au noroc deloc. Îmi pare rău, Gheorghe, am vrut să aud și de bine ceva de la tine. Ziceai că te-ai însurat într-o zi. Credeam că gata, ți-ai făcut viața, dar tu... Ghinioane. Păi nu știți, domnul Breca, că Dumnezeu pe aia bunii bagă în pământ și rămâne aia răi? Eu nu cred în Dumnezeu, așa că... Cum nu credeți în Dumnezeu? Așa, sateu. Deci înseamnă că aveți dreptate ce spuneți aceea. Da, posibil. Eu cred că am dreptate. Cineva poate să zic că greșesc.
Dumnezeu nu există mai mult pentru oameni buni, pentru oameni răi, că îi ajută pe oameni răi, nu pe aia buni. Știați treaba asta? Așa îmi pare și mie, că Dumnezeu, dacă ar exista, n-ar permite să-și bată joc de dumneata așa. Aici vă dau dreptate. Aici aveți dreptate. Aveți dreptate. Nu există Dumnezeu pentru oameni buni, pentru oameni răi. Ăștia răi câștigă, ăștia răi au bani, nu l-au amărât să închinuie. Dar putea primăria să mă ajute, dar nu vor nici primăria, nici Gigi Becali, nici TVR-ul 2, nici Acex Direct, decât la curtea de apel mă duc, la Valentin, să treacă primul. Te referi și la... acolo procurorii mă depistează. Te referi la primăria București sau la primăria din sat de la voi? Nu, 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 mă duc direct la curtea de apel, la Valentin, la judecătorie. Că aia sunt cei mai mari judecătorii. Nu prea aia cred sunt că cei poți mai mari. Mare lucru. Poftim? Nu cred că poți face mare lucru în judecată. Trebuie să ai un avocat, trebuie să știi cine, unde, cum să adreseze, dar dumneata nu știi nici carte prea bine, așa cum o să scrie o cerere de chemare în judecată. Acolo sunt taxe de plătit, nu îmi fac eu iluzii că o să rezolv ceva în instanță. Păi și atunci stau așa. Așa stau. Păi dacă am vorbit cu un avocat de la Valentin, cu un judecător de la Valentin, scrieți tot în foile alea cum vi s-a întâmplat și acte, dacă aveți și originale, și le aduceți la noi. Și ea de la Valentin a vrut să mă cheme acum și i-am zis că nu, să treacă frigul. Păi la mine e situație gravă, chiar nimeni să nu mă ajute, vă înseamnă că trăiesc așa. Bine, pe drumuri mai lipsea să mai trăiesc. Păi e ca și cum ai fi pe drumuri, trăiești în baraca aceea sau în cabine de tir, ce asta e viață? Nu e. Și acum stau într-o baracă aceea, pe noaptea dorm îmbrăcat din cauza frigului, că n-are pe... Că dacă mă dezbrac seara și dorm la pijama, și la pijama eu să-mi fie frig noaptea. Dorm îmbrăcat, mă mănâncă pielea. Cine știe când mă spăl, când o fi cald afară? Cum a spus dumneavoastră, că pe timp de vară mă spăl, când v-am zis eu. În râu. Da. Sau la robinet, e da, rău. Da. Hei, în schimb, rău, în schimb ai curent electric, pentru că îți mai încarci telefonul. Am curent electric, dar pe două parte îl bag pe furiș, să nu știe patronul ăsta altul, Marian. Hei, mare consum, plătești... mare consum faci cu un telefon și cu un bec. Da, pe el se enervează că de ce plătești curentul pentru mine. Și eu iau curent de la baie să nu vază nimeni din... Câteodată iau curent de la baie să nu vază nimeni din curte. Da. E situație cam amărâtă, dar de la acest direct puteți să facă o pomană cu mine. Hai bă să-l chemăm pe băiatul ăla. Că băiatul ăla nu se plânge degeaba, hai să-l depistăm. Chemam niște reporteri. Mirela Vaida, că acum e Mirela Vaida în locul lui Simona Gherghe. E Mirela Vaida sau e și mai era și încă una de la acest direct. Ai un televizor acolo sau privești pe internet? De unde știi? Privești pe internet. Da, dar dacă nu mai ai încredere în patroni, poate cineva să găsește, să-ți ofere un loc de muncă, să ai unde trăi, să te speli, să mănânci sănătos. E rău, domnul Brega, de mine. Păi nu ai cu judecătoria de la Valentin, că judecătoria de la Valentin mi-a zis vino acum în zilele astea cu foile scrise ce scris dumneata cu mâna. Și i-a adus și actele alea. Și jucă de și boia de la judecătorie a vrut să mă cheme. Și ea mi-a spus să mai lăsați-mă un pic să treacă primul și vin. Bine, Gheorghe, nu știu cu cine ai vorbit tu la judecătorie, poate cu un avocat din Valentin care să-ți facă cerere de chemare, că judecătoria nu te primește cu scrisori de mână, fără noimă. Știu eu cum reacționează. Și dacă mă duc la Valentin la un avocat, pot să fac cerere? E complicat, încearcă, dar nu prea cred. O să-ți ceară bani avocația, cei de stat o să-ți ceară dovadă că n-ai venituri destule, cât ai, pensia mai mare, sau vreo 300 de lei cred că ai, nu? 3.750.000 de lei. Da, dar avocat de stat, plătit de stat, îți dă numai dacă ai mai puțin de 300 de lei pe lună. Deci tu ai mai mult, gata, nu poți cere avocat de stat. Așa e România făcută, perversă. Și mi-am găsit avocat și la Giurgiu și... Nu v-am spus asta cu George Bradu, că m-a păcălit. Așa îl cheamă pe avocatul din Giurgiu? George Bradu?
Da, George, Bradu, că m-a păcălit pe mine, că mă ajută, dar mi-am filmat actele pe telefonul lui. Și nu te-a ajutat. Deloc, m-a mințit. Asta e situație gravă, domnul Brega, la mine ce vă spun eu, nu mă fac. Înțeleg. La mine e grav, grav. Am înțeles, George. Mulțumesc pentru apel. Sper să te ajute mediatizarea, dar nu prea văd cum. Bag pe YouTube pentru că vrei tu să afle lumea măcar așa. Poate ajunge și la cei de la Acces Direct, de la Gigi Becali, de la TVR. Păi băgați la Acces Direct sau, băgați la Acces Direct sau la Gigi Becali. Eu bag pe YouTube, sper să ajungă și la ei. Și când a vrut Gigi Becali l-a luat acasă, la niște vechi, i-a vândut tot din casă. Și Simona Gherghelea pe vremea aia, i-a făcut râs pe ea. Nu mi-e rușine să vă uitați în, Gheorghe, nu, în ochii lui Gheorghe pe care că vă lua acasă și voi mindeți pe băutură? Pe când v-am spus-o, domnul Brega, că nu există Dumnezeu pentru oameni buni, aveți dreptate aceea. Nu cred în Dumnezeu și nu mă uit la acest zile. Cine există Dumnezeu? Bun, Gheorghe, seară bună. Sănătate. Sănătate multă.